Mai sunt 100 de zile înainte de beatificarea episcopului martir Anton Durcovici, care va avea loc la Iași pe 17 mai. Redacția română Radio Vatican a cerut un interviu episcopului Petru Gherghel al diecezei romano-catolice de Iași, în legătură cu importanța acestui moment, a cărui lumină trece dincolo de cadrul liturgic și bisericesc. Jertfa vieții unui episcop catolic în temnițele fostului regim anticreștin reprezintă un semn de întrebare pentru orice conștiință și în același timp un far de lumină pentru dieceza moldavă și societatea românească. Episcopul Gergel s-a aflat în aceste zile la Roma, unde a participat la aniversarea comunității Sfântul Egidiu, care a sărbătorit 46 de ani de la înființare și a avut un colocviu cu cardinalul Angelo Amato, prefectul congregației pentru cauzele sfinților, în vederea apropiatei ceremonii de beatificare la Iași. În interviul acordat postului nostru de radio, preasfințitul Petru Gherghel a subliniat bucuria întâlnirii cu Papa Francisc la audiența generală de miercuri 5 februarie și contribuția comunității Sfântul Egidiu la intensificarea relațiilor ecumenice din România. În fine, Monseniorul Gherghel se oprește pe larg la modul în care credincioșii diecezei romano-catolice de Iași, alături de cei din Arhiepiscopia de București și de toți oamenii de bunăvoință, privesc cu încredere și speranță la impunătorul exemplu de curaj și fidelitate pe care episcopul Durcovici l-a pecetluit cu prețul vieții. Preasfințite, bine ați venit la Radio Vatican, lăudați să fie Iisus Hristos! Veci veșilor și bine v-am regăsit! Ați participat la audiența generală a Papei Francisc Miercuri în piața Sfântul Petru. Cu ce impresie ați rămas de la această întâlnire cu succesorul lui Petru? După ce am participat la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii la mormântul Sfântului Petru, ne-am bucurat să ajungem în piața Sfântului Petru și să-l întâlnim pe Papa Francisc cu acel entuziasm al lui care nu poate fi oprit de nimeni și de nimic. Am văzut cum ploaia care se abătuse asupra pieții nu a fost un obstacol pentru el ca să coboare în lume și să se apropie și de cei care stăteau în jurul său să se apropie de episcop. Asta a fost una dintre impresiile mele cu care l-am întâmpinat pe Sfântul Părinte când a intrat între noi, acolo unde are loc această celebrare a audienței. Cum este receptat în general mesajul Papei Francisc în mediile din România? Ne bucurăm să subliniem și noi, cum știu că o fac atâția, că Sfântul Părinte Papa Francisc este un papă care a captivat și a câștigat sufletele, atât prin locuința lui, ci prin simplitatea și bucuria lui cu care prezintă Evanghelia. Prezintă Evanghelia trăită mai ales cu cei marginalizați sau acolo îl întâlnește Sfântul Părinte pe Dumnezeu în cei săraci, în cei bolnavi, în cei marginalizați și sigur că acest lucru a impresionat și impresionează și România și sigur că tot ceea ce se scrie despre Papa și se spune despre Papa este apreciat foarte mult în țara noastră, în mediile comune, laice, nu mai vorbesc de mediile bisericești. Chiar și din partea bisericii ortodoxe am auzit multe elogii și acasă și aici la Roma despre activitatea Sfântului Părinte Papa Francesc. Așadar, pentru noi este o surpriză în sensul că el a adus un nou suflu în aceste raporturi între un papă, un episcop al Romei și poporul creștin atât din Italia cât și din întreaga lume, în care suntem inclus și noi. Vă aflați la Roma pentru a participa la a 46-a aniversare de la înființarea Comunității Sfântul Egidiu. Ce amintiri vă leagă de inițiativele Comunității Sfântul Egidiu? Am auzit despre această comunitate Sfântul Egidiu de multe ori. Cel mai... Impresionant moment pentru mine a fost când comunitatea Sant'Egidio a venit în România în 1998 pentru o întâlnire a religiilor. A fost un moment, cu adevărat, aș spune eu, trambolină, un moment care a pregătit, de fapt, o altă prezență în România, prezența Sfântului Părinte. Papa fericitul Ioan Paul al II-lea. Atunci când s-a întâmplat acest moment la București, am fost cu toții aproape siguri că va avea loc vizita papei la noi în țara noastră, așteptată de atâta timp, dorită de tot poporul nostru românesc și de toată biserica noastră. S-a realizat așadar un pas prin această comunitate Sant Egidio de atunci am auzit și sigur că am urmărit activitatea pe care o desfășoară această comunitate în toate țările, mai ales în promovarea păcii, în căutarea soluțiilor acolo unde erau conflicte și, într-un clip deosebit, aș sublinia că comunitatea Sant'Egidio s-a îndreptat spre cei săraci care au ajuns în Italia romi care au plecat de la noi din țară, pe care i-a primit comunitate, i-a îngrijit, i-a însoțit, ajutându-i, găsind în ei, într-adevăr, un program de trăire a credinței, a Evangheliei. În acest context are loc și o întâlnire a episcopilor, prieteni ai comunității Sfântul Egidiu. Sigur că m-am bucurat să fiu invitat și eu pentru prima dată în viața mea la această întâlnire a episcopilor care au devenit prietenii comunității Sant'Egidio. Am urmărit mereu participarea altor episcopi din țara noastră, îl amintesc pe preasfințitul Alexandru Mesian, dar știu că și alți episcopi ai Bisericii Ortodoxe au participat și știam de această întâlnire a lor anuală, o știam pentru că ea era o întâlnire paralelă, aș spune, cu episcopii prietenii focolarinilor, cu un uh, ideal sau cu o carizmă comună. Carisma unității, carizma prieteniei, carizma solidarității. Sunt aici și văd că, într-adevăr, episcopii care participă sunt animați de această dorință a uh, întâlnirii, a solidarității, a prieteniei a unității. Și sigur că ceea ce am auzit și ieri și astăzi se leagă practic de un moment al îmbrățișării celor doi ierarhi ai bisericii noastre, Patriarcul Atenagora I și Sfântul Părinte Papa Paul al vi o îmbrățișare. Această îmbrățișare a devenit un fel de leitmotiv motiv acum la această întâlnire aniversară a comunității Santegidio. Sigur că este un moment solemn, dar și un moment de reînnoire a unui spirit pe care Andrea Ricardi l-a introdus nu numai în cei care fac parte din această comunitate, ci în toți cei care au luat contact cu comunitatea asta. Și mă bucur că sunt și în România, din cei care cunosc și urmează această carismă pe care Andreea Ricardi a introdus-o în biserică. O noutate, o mișcare, o participare a lumii laice la viața bisericii și la evangelizare. Asta este un lucru minunat pe care îl consider că e un semn al timpurilor. Aniversarea comunității Sfântul Egidiu și întâlnirea episcopilor menționează în tocmai această mare întâlnire ecumenică de la Ierusalim de acum 50 de ani, în amintirea căreia și Papa Francisc va efectua un pelerinaj în Țara Sfântă în luna mai. În luna mai însă, dieceza de Iași se pregătește pentru apropiata beatificare a episcopului martir Anton Durcovici, predecesorul preasfinției voastre la scaunul episcopal al Moldovei. Preasfințite la 100 de zile înainte de această beatificare. Cum stau pregătirile și cu ce stare de spirit se apropie episcopul de Iași și dieceza pe care o păstorește de acest mare eveniment? Din momentul când se cauza, noi am trăit o speranță continuă. Din momentul în care s-a introdus cauza episcopului Anton Durković pentru a fi beatificat, biserica noastră, în dieceza noastră, într-un chip special, a venit un suflu nou, o dorință puternică de a evidenția marea jertfă pe care au făcut-o înaintașii noștri, misionarii, episcopii, dar mai ales pe care a făcut-o acest episcop în timpuri extrem de grele. Eu aș considera că el este un fel de sacrificiu pe care l-a ales și l-a împlinit. De fapt, în stema lui găsim un miel simbolizândul pe Isus, mielul sacrificat pentru mântuirea lumii, pentru pacea lumii. El a fost ca un fel de miel sacrificat. Și pentru noi, această așteptare aduce acum un fel de mulțumire, bucurie că am avut astfel de persoane în biserica noastră, cum este episcopul Anton Durković. Ne-am bucurat când Sfântul Părinte a dispus publicarea decretului de recunoaștere a martirului episcopului Anton Durcović, sigur anul trecut, în 31 octombrie, și de atunci și noi cu gândul suntem mereu spre luna mai, mai ales că toată luna mai ne cheamă să ne adunăm în jurul Maicii Domnului. Iar aș vrea să spun că episcopul nostru, Andon Durcović, a avut în Maica Domnului un adevărat sprijin și o bucurie în munca lui. El a ținut ca întreaga dieceze, eparhie, cum spunea el, să fie aședată sub ocrotirea Maicii Domnului. Și noi ne bucurăm acum, așteptând această lună și așteptând, acea, așteptând această zi. Stabilită deja în înțelegere cu Secretariatul de Stat din Vatican și cu Congregația pentru Cauzele Sfinților pe 17 mai, într-o sâmbătă. Și mai ales într-o zi în care el s-a născut, 17 mai 1888. Este de fapt o trăire în jurul unuia care a fost pentru noi un titan, un erou, un martir adevărat, un exemplu. Sigur, mai sunt o sută de zile, dar fiecare zi ne aduce un nou pas pentru a pregăti și întâmpina acest moment. Mai sunt detalii de ultim moment care urmează să fie stabilite sau deja există o viziune cât de cât completă a evenimentului? Sigur că am ajuns la această decizie referitor la dată împreună cu. Sfântul Părinte și congregația. Am ajuns și la o înțelegere cu toți preoții noștri din Consiliu Presbiteral și nu numai, ca această celebrare să aibă loc în luna mai și să aibă loc la Iași în locul unde el a fost episcop și de unde el a plecat să încurajeze lumea în această perioadă și, sigur, scălind cu propriul său sânge toată această iubire a lui față de biserică și față de poporul nostru și aceste date sunt deja clarificate am decis și locul unde va avea loc această celebrare când va veni cardinalul Angelo Amato să proclame acest decret al Sfântului Părinte va fi pe stadionul municipal din Iași și sigur că am început deja demersurile pentru a pregăti cadrul ca el să fie cu adevărat un loc unde se desfășoară un moment istoric pentru noi, sperăm ca Dumnezeu să ne ajute să-L trăim cu bucurie, Maica Domnului să ne ocrotească în această zi și în această lună. Ultima întrebare, preasfinția voastră, care este actualitatea și mesajul pe care episcopul martir Anton Durcovici l-ar transmite generației de creștini de astăzi din dieceza moldavă? M-am bucurat să constat, după ce s-a făcut cunoscută această decizie a Sfântului Părinte, că Mass media care sigur că urmărește e, această celebrare să prezinte mesajul său. Eu un bucurător că persoana episcopului Anton Durcovici este văzută de toți ca o persoană, exemplu de curaj, de trăire, de verticalitate, o poziție care apăra nu numai șerica, ci și demnitatea omului drepturile omului, poziția episcopului Anton Durković, o poziție care rămâne pentru toți ca un fel de catedră de a învăța cum să-ți iubești menirea, cum să împlinești această menire, cum să o aperi și cum să-L slujești pe Dumnezeu care dă toate, care ne încredințează toate și poporul lui Dumnezeu cum să fie prețuit, ajutat. El, are acest mesaj pentru noi. Încă de pe acum sperăm ca acest mesaj să continue după ce va fi declarat fericit, martir, să fie pentru noi toți o chemare. Desigur, pentru mine, ca episcop, care fără niciun merit am ajuns să fiu cel care continuă această muncă în biserica noastră locală, dar și pentru toți ceilalți episcopi din țară și pentru toți preoții care sigur că îl cunosc și îl vor cunoaște și mai mult, și mai ales e, pentru tinerii care au nevoie astăzi de astfel de repere, astfel de exemple, vii, curajoase, totale, dăruite, fără ca să se oprească în fața greutăților, murind pentru adevăr și pentru dreptate. În pregătirea acestui moment, sigur că. Am îndreptat spre toți credincioșii noștri invitația pentru un program de rugăciune și de reflexii și de analiză a acestui mesaj a episcopului nostru în întregul an pe care l-am început. O pregătire pentru această zi, dar nu numai o pregătire, ci și o împărtășire din personalitatea lui și din mesajul lui pe tot anul și sigur că acest lucru l-am făcut și-l facem și către toți cei care au la cunoștință personalitatea lui Mă gândesc la cei din Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, unde el a muncit așa de mult. Mă gândesc la cei care sunt în Bad Deutsch-Altenburg, de unde el a venit. Mă gândesc și la alte zone ale țării care știu care este meritul unui care s-a jertfit pentru popor. Și sigur că rugăciunile noastre vor însoți acest moment. El a făcut mult pentru dieceză, prin viața sa, dar și prin rugăciunea sa se știe că el este, era un om dedicat total rugăciunii, care impresionează, care cheamă. Și sigur că noi vrem cu capacitățile noastre mici, reduse, să încercăm să ne însușim acest spirit al lui și să trăim într-un climat de rugăciune. Îi invit pe toți cei din dieceza noastră, sigur, la o pregătire, la o pregătire N-am întâmpinat celebrarea, dar mai ales prin rugăciune și printr-o comuniune în credință. <fie> a fost episcopul Petru Gherghel al diecesei romano catolice de Iași cu un amplu interviu pentru Radio Vatican la 100 de zile înainte de beatificarea episcopului martir Anton Durcovici, care va avea loc la Iași pe 17 mai 2014.